întrebare de la domnul Silea, cu pregătirea tinerilor, mai ales cea practică, este considerată deficitară de către mulți angajatori. Cum rezolvăm acest aspect? Pot să vă spun că, din experiența, mai ales a marilor universități, ei rezolvă acest aspect prin proiecte. Proiecte punctuale, care sunt proiecte solicitate și de industrie, dar și de comunitate. De exemplu, cum facem noi în specializările de multimedia și de tehnologii web și de telecomunicații, să zicem, în care lucrează echipa mea și colegii toți din centrul multimedia și tot. Facem foarte multe proiecte, împărțim studenții pe grupe. De exemplu, ei ar avea de făcut un site web. Da? Deci trebuie să învețe, să știe să realizeze un site web. Acest site web nu este doar un site web care se zice site-ul lor web personal sau cea, ci până să lucreze în echipă, fiecare cu sarcini foarte bine definite, și ne facem site-ul web mai ales pentru comunitatea din jur, pentru ONG-uri, pentru școli, licee, foai, pentru atât din țară cât și din străinătate. Deci ei lucrează efectiv ca și cum ar fi un client. Știu alți ca cu acea, să zicem, ONG. Și trebuie la sfârșitul semestrului să aibă un site web funcțional. Pentru asta ei trebuie să facă de la bun început tot. Wireframe, partea de structură, la sfârșit chiar să furnizeze ghiduri de utilizare, fiindcă noi nu vom mai, noi livrăm produsul și ei trebuie să știe să și-l poată lucra cu el singur după aceea. Pentru ca să facă acest lucru, ei trebuie să facă ghiduri de utilizare, de folosire, interfețe, să știe să-i facă promovarea lui, să-i facă SEO, integrarea lui pentru motoarele de căutare. Deci e foarte complex lucru. Dacă ar făcut un site web propriu, care, să zicem, rămânea undeva pe serverele universității, tehnic știau să stăpânească limbajul. Dar le-ar fi lipsit această experiență practică. Deci, mai ales în inginerie și mai ales cu entitățile din jur, aceasta este experiența noastră de aici, din care eu știu și de la telecomunicații. Foarte multe exerciții sau multe proiecte care se fac cu Nokia sau cu alte firme din jur și care sunt proiecte înguste, care le pot realiza studenții. Nu sunt proiectele foarte mari de diplomă sau așa ceva în care nevoie de mult mai mult de lucru, dar care într-un semestru câțiva studenți pot să le realizeze și să le desfășoare. Și aceasta să fie regulă pentru toți. Toți de la acea disciplină. Nu doar cei mai buni să facă cu industria. Unele vor fi mai bune, altele mai puțin bune. Dar asta este. Așa vor învăța. Alt exemplu pe care eu îl tot dau așa este să colaborați. Puneți să lucreze mobilități virtuale. Să colaborați cu universitățile din afară. De 12 ani de zile colaborez cu colegii din Boston. Facem un proiect în primul semestru la tehnologii multimedia, în care doi studenți români cu doi studenți din Universitatea din America, ei trebuie să lucreze împreună să realizeze un produs. Cu tot cu parte de cercetare, trebuie să folosească unelte online, Padlet, o grămadă de alte unelte în care să își pună informațiile, cum le caută, să creeze un conținut comun care să-l poată prezenta după aia studenților. În ultimii ani au avut de făcut o aplicație de realitate virtuală sau de realitate augmentată. Și care întotdeauna este o aplicație reală. Ne-am concentrat pe mai întâi pe prezentarea de tehnologii, după aceea pe turism, acum pe obiecte culturale, mai ales în contextul în care Timișoara va fi capitală culturală, și am vrut să arătăm ce este în Timișoara din punct de vedere cultural comparativ cu Boston. Și să găsească inclusiv limitele comune și să le facă împreună. Această colaborare i-a motivat enorm de mult pe studenți să învețe și să facă o grămadă de lucru. Când realizăm chestionarele de final de curs, de evaluare a disciplinelor, este primul lucru care mi-l menționează. Am studenți care, cum am zis, facem de 12 ani acest proiect, care vin după am mulți și îmi spun că acel proiect le-a schimbat viața. Au învățat cum trebuie să lucreze într-un mediu global, online, cu alți colegi pe care nu-i știu, nu i-au văzut niciodată, nu știu nimic despre ei, și să poată să scoată într-un timp foarte scurt, în 8 săptămâni, de exemplu, un produs care să fie viabil, fiindcă primesc notă pe el. Deci nu rămâne nenotat. Și un alt mod de a examina studenții și de a le valida cunoștințele. Poate că am răspuns un pic mai amplu la aceasta, dar am vrut să arăt că sunt foarte multe modalități și în special prin colaborare. Deci revin, colaborare și interacțiune. Deci dacă colaborați între noi aici în România, între noi și entitățile de companii sau comunitatea locală, cum sunt și acum în această perioadă de criză, mulți studenți de-ai noștri lucrează împreună cu Ventila ATM sau cu alte entități care realizează măști, 3D printing, ventilatoare, îmbunătățesc echipamentele din Spitalul Județean. Deci sunt câteva exemple, dar asta se pot continua.
nu numai în perioada de criză, și sigur dau valoare mai multă abilităților practice și competențele lor de a face ceva, fiindcă le pune din nou ținta clară că ce au de făcut.